Noi imagini video cu echipele lui Umbrărescu de pe autostrada Moldovei au fost făcute publice zilele acestea pe canalul de YouTube al utilizatorului Ștef. Prima filmare publicată de pasionatul de infrastructură este de la Pașcani, unde UMB s-a reîntors la turbionul ce leagă autostrada A7 de A8. Se lucrează la terasament de copertări și la groapa de împrumut de lângă autostradă, precizează ziarul de Iași. A doua filmare este de la Săbăoani, unde UMB desfășoară organizarea de șantier și unde se instalează deja containerele pentru muncitorii care vor începe să lucreze pe loturile din județele Iași și Neamț. De asemenea, se lucrează la devierea rețelei de energie electrică. Organizarea de șantier și containerele pentru muncitori reprezintă un indiciu important privind planul UMB de a începe să prioritizeze și loturile din județele Iași și Neamț, a precizat autorul imaginilor.